Dacă tot e vară, m-am gândit să vă prezint și costumul de baie pe care mi l-am luat, care are fustița asta, dar, din păcate, mi e puțin micuț aici, în partea de sus. Da. Cum se poate observa. Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. De data aceasta o să fac ceva ce nu am mai făcut până acum, și anume o să facem un haul și totodată iubitul meu o să dea note ținutelor și hainelor. Chiar așa o să fac! Yay! Dar nu ai de ales. Așa, deci am comandat mai multe haine în valoare de $500, cam așa, de pe ShopSider și sunt super curioasă cum sunt, cum arată. Chiar o să văd dacă arată ca și în poze, așa că hai să începem. Și asta este prima ținută, da, o am deja pe mine pentru că am fost în oraș și nu m-am putut abține să nu îmi probez eu hainele noi, măcar așa câteva din ele. Cam asta este pantalonii, îmi plac foarte mult că au detaliile astea. Chiar sunt foarte frumoși. Da. Și mai am și acest top cu inimioară. Îmi place care chestia asta, nu știu. Arată bine. Ce notă îi dai acestui outfit? Acestui outfit o să-i dau nota 9. 9? Da, o nota 9. De ce nu 10? Eu îi dau 10 cu stele. Păi nu știu, poate o să-mi placă mai mult alte outfituri. N-am idee. Și uitați-vă aici câte haine sunt. Am și costume de baie și tot felul de chestii. Am multe topuri. Am și niște rochițe. Ia uitați-vă că mai scot de aici o grămadă, o grămadă. Mamă, sunt așa de excited. Bun, și avem aici perechea asta de pantalon care mi-a plăcut super mult. Dar e puțin largă pentru că nu era mărimea mea și era cu o mărime mai mare. Și am zis că vreau neapărat să iau. Așa că să iau cu o mărime mai mare că o să se observe și chiar nu se vede așa că sunt super mari, nu? Da, chiar nu se vede că sunt foarte mari, sincer. Da, și mie îmi place, dar uite ce frumoși sunt. Avem pantaloni albi, chiar nu aveam pantaloni de blugi albi scurți. Îmi place și outfit-ul ăsta. Și cam așa asta. Și mi-a luat foarte mult să-mi dau seama că trebuie să o port invers. Eu am luat-o așa cu spate, ah. Și înțelegeam de ce arăt așa. Și mi-am dat seama că de fapt se leagă așa. Ok. E mai complicat. Da. Îți place? Da, cred că acest outfit are tot nota 9 de la mine. Ești foarte generos. Dar îmi plac, chiar îmi plac outfiturile astea. Mi se pare că mă prinde bine albul, nu știu. Dați mie, mai ales dacă mă bronzez, arată așa pe bine. Da. Bun, deci nota 9? Da, nota 9. Ok, o să revin cu următoarea ținută. Bine. Măi, și acum avem topul ăsta. Mhm. Este așa interesant, nu știu. Da, interesant. E așa de plajă, știi? E foarte cald. Da, sau, nu știu, de mers la, pe plajă, dar gen nu să te bronzezi, pur și simplu așa, de plimbat, știi? Da, mie îmi place. Cred că o să-i dau acestui top nota 8. 8. Da. E chiar interesant, uite, e interesant, da. Și bretele, da, nu știu. Da, cred că îi dau nota 8. Eu zic că se poate un pic mai bine. Se poate un pic mai bine. Sau, nu știu. Nu știu, da. Să revin cu altceva. Bine. Bun, și avem topul ăsta, care este foarte complicat de îmbrăcat. Da, ăsta-mi place. Da, dar dacă-ți vine să crezi, sunt două eșarfe pe care ți le strângi așa și le legi în spate. Ok. Gen, le legi efectiv, știi? Îți vine așa ca o eșarfă și trebuie să o înfășori și ăsta-i topul. Da, dar arată bine. E fain că poți să ți-l faci tu să simuleze pe corp în funcție de cum îți place să ți simuleze așa pe corp, efectiv. Da. Da, deci ce părere ai? O să-i dau nota 9. 9? Da. Pe bune? Da, îmi place. Da, și mie îmi place. Chiar arată bine și te prinde bine. Mulțumesc. E frumos. Da, chiar e ce trebuie. Bun. Topul ăsta îmi place mult. Îți place și mie, da. Îmi place tare mult și materialul și... Da, are 9,5. Da, din partea chiar mea. Mult? Da, 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 chiar îmi place foarte mult cum arată. Mie îmi place și se leagă aici, poți să-l strângi. Are drăguță și-o pe un umăr. Chiar arată foarte frumos. Da, arată așa elegant. Poți să-l porți cu niște pantaloni mai eleganți. Și vine așa ca un top de alea. Da, da, da. Arată foarte fain. Deci, da. Ăsta e pe departe preferatul meu de până acum. Deci are nota 9,5. Mamă, pe bune, nu mă așteptam. Adică e un top simplu așa. Da, dar nu știu, îmi place cum arată. Arată foarte bine. Și mie îmi place cum arată. Dar stai că mai am o grămadă. Dar ăsta îmi place mie foarte mult. Și mie îmi place. Îmi place mult că se reglează aici. Că se strânge și aici. Deci, ce părere ai? Nota 9. 9? Da. Deci nu îl bate pe celălalt. Nu. Dar ce stai frumos. Mie îmi place mult că se fixe așa de vară. Chiar am vrut să zic. Cu spatele gol. Da, stai.
da? Mhm. Da, e foarte frumos. Numai, doar că e mai greu de asortat, știi? Nu, e adevărat, se asortează cu alb. Ok, și... Cu bijuteria lui. Și cu ce pantofi? Am sandale exact bej. Da? Da. Ah, ok. Da, nu știu, oricum, mie mi se pare puțin mai greu de asortat, dar îmi place foarte mult cum arată. Deci, da, din partea mea are nota 9. Oh, e bine. Bun, acum hai să trecem la următorul. Mi-a venit o poză care mie îmi place. Da, parcă nu-mi încap așa bine sânii, nu știu. Se simte ciudat. Da, îmi place ideea că nu are bretele și că dacă e soare și cald și te bronzezi din întâmplare, te bronzezi frumos pe aici. Chiar căutam un top de ăsta. Cred că îi dau nota 8,5. I-aș fi dat 9 probabil dacă era o culoare mai ușor de asortat. Da, îmi place culoarea. Ce tot ai cu culorile? Știi că mă îmbrac doar în alb și negru, gen. Și eu mă îmbrăcam înainte și acum am decis să mai schimb culorile. Da. Eu doar așa știu să mă asortez, gen. Să scrieți și voi în secțiunea de comentarii care este topul vostru preferat de până acum. Doamne ferește-mă ce e aici, iubire. E frumos. Topul ăsta, bine, asta nu e un outfit. Pantalonii ăștia, să vă spun, la special să stau în casă. Nu prea am pantalon de casă, că doar ca să port așa un tricou lejer și i-am luat așa, în caz că mai vine ceva și stau acasă, să am niște pantaloni mai ok de stat în casă. Da, că tot îmi luai pantalonii mei scurți. Da, chiar îi luam pantalonii, că eu n-am pantalon de casă, chiar nu am. Partea și mai amuzantă este faptul că Mirjana îmi lua pantalonii mei scurți de oraș. Și păi mai se întâmpla să scape ceva pe pantaloni, mai, nu știu, mi păta când mânca, oribil. Da, ne-ai secret ideea, că îmi plac pantalonii largi, sunt așa comozi. Când mă duc așa până la magazin, așa bine îi trag pe mine și gata, am plecat. Decât să port pantalonii mei de blugi, mai bine îi trag pe ei tăi, pe tine și am plecat, nu? Pe tine. Pe mine. Da, hai să mai bine îi tragi pantalonii aia scurți pe mine, gen pe mine, și ai plecat. Așa că mi se pare drăguț, e un model interesant. Uite și de anteluri. Par super confortabil, sincer. Sunt fain, materialul și cum mă. Și topul ăsta îmi place mult. Topul ăla are nota 9 de la mine, iar pantalonii au nota 7,5. Acum nu să-ți mai fur pantalonii, cum te simți? Da, mă simt mai bine, sincer. Dacă tot e vară, m-am gândit să vă prezint și costumul de baie pe care mi l-am luat, care are fustița asta, dar din păcate mi-e puțin micuț aici, în partea de sus. Da. Cum se poate observa. Are bikini, meci cu fustiță și cu asta. Oh, ce tare, deci nu pot să cred, practic e și fustiță și bikini. Da, deci poți să-mi dai fusta și rămână bikini. Ce tare. Și îmi place că dacă ești la mare, ții fustița și te duci așa, ții un suc sau știi ce zic? Da, 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 chiar e super tare. Da, așa îmi place foarte mult să așa cu animal print, cu zebra print. E chiar foarte frumos. Așa-i? Mhm. Chiar îmi place fustița asta. Da. Îi dau un 9,5. Păi mai am câteva topuri și cam atât. Și niște rochițe, dar ne-am provat eu înainte și sunt puțin mari. Și nu știu dacă o să le prezint pe vlog. Poți să încerci. O să încerc, dar eu oricum n-am reușit să le închid de tot. Dar din ce am văzut, nu prea se trebuie bine pe mine, pentru că mi-era un pic mari. Dar o să le mai încerc o dată și dacă îmi place cum arată, o să vă arăt și vouă. Bun, mai am și topul ăsta care este puțin mare, din păcate. E foarte larg așa, da? Dar cred că o să-i fac eu ceva să stea mai bine. Dar e așa frumos, este croșetat. Îmi place super mult. Și mai am și topul acesta cu floricele aici pe breteluțe. Care arată super drăguț. Îi dau nota 9. 9? Da. Îți place? Da. Dar, din păcate, este puțin șifonat, că doar ce l-am scos din... Dar e foarte frumos. Mie îmi place, este așa. Și materialul se simte bine. Și mai am și rochia aceasta, pe care a trebuit să o reglez, că era super lungă. Dar este drăguță, mie îmi place foarte mult. Și cum ți se pare rochia asta? E frumoasă. Da, e frumoasă. Da, doar că bine. Da, am strâns-o eu foarte mult, de are așa multe cute, că e lungă. Știi că sunt mică de înălțime. Da. E frumoasă, mie îmi place. Îi dau nota 8,5. Wow!
Asta e singura roche pe care ți-ai comandat-o? Ai comandat rochea asta. Ok. Uite, are aici năstureși. E frumoasă și rochea asta, da. E complicat să îmbraci, n-am mai avut chef că e târziu și trebuie să legi foarte multe chestii și... E ora 1 și faci parada modei. Da, și mai am topul acesta. Ia uitați-vă ce frumos este, așa croșetat cu bănuții ăștia. Doar că mi este mare. Hai, mare. Pare să fie mare, e sau? E mare. Ce pare asta? Actually... Da, e mare. Da, pare să fie puțin mare. Dar e frumos, păcat că nu se reglează cumva. Da, e ce și... Ce dau ție? E și larg. Mulțumesc. Da, nu o să știu să-l asortez. Hai că e ușor de asortat, are și alb. Și mai am un costum de baie, dar cu asta probabil să postez poze. Ok. Este așa cu auriu. E frumos. Aici sunt bikini. Topul care are așa două inelușe în mijloc. Mai am topul ăsta pe care l-am luat tot așa pentru acasă. Îmi pare puțin mare. Nu e mare. Nu? Nu. Ok. E bun. E drăguț. Da, e drăguț. Așa, aici mai este o roche, dar asta e mare de mine. Da, pare să fie mare. Da, 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 da. Da, e mare. Ăsta îmi place mult. Oh, am uitat de el. Este un tricou. Știu că mai ai un tricou asemănător. Nu. Nu? Cum nu? Nu, așa. Ultima chestie. Este tot un top. Mamă, dar sunt peste tot. Da, ce e aici? E haos, efectiv. Așa, ăsta e complicat. Pentru că... Dacă nici eu nu mai știu. Deci el are un fel de corset, vezi? Corsetul ăsta. Da. Și peste are... Ca și cum mai ar avea ceva care se leagă de după gât. Da, nu înțeleg. Nu prea înțeleg ce e acolo. Mă debusolează maxim. Stai că știam eu. Da, mici probleme tehnice. Dar nu mai știu. Nu cred că așa trebuie să arată. Dar, serios, l-am dat aseară și o funcționat. Ok, te cred pe cuvânt. Deci ăsta vine pe după gât. Așa. Și apoi pui gen corsetul ăsta peste. Dar nu pot că nu stă pe mine ca să-l aranjez. Dar e frumos. Păi și cam ăsta a fost haul-ul. Eu sper că v-a plăcut și să-mi lăsați în comentarii care dintre articolele vestimentare v-a plăcut cel mai mult. Eu am fost Mirela și ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Vă pup, pa, pa!